Bună viață tuturor, maică! Bună viață tuturor! Aici maica mare rusu și o să vorbim acum despre roșii. Cum se mănâncă, dacă se mănâncă roșiile? Trebuie să știți un singur lucru, că roșiile sunt bogate în lectină. Lectina asta e o proteină vegetală care inflamează organismul. Te îmbolnăvește. Ce face ea? Ea are niște chei cu care se cheamă receptori, cu care se atacă, se lipește de peretele intestinal și zice celulelor intestinale, acum nu stau să vă explic tot procesul, să se deschidă. Înțelegi? Și o face să penetreze în circuitul sanguin. Odată ce a intrat lectina în circuitul sanguin, dar lectina e contenută și în cartofi, și în arahide, și în toate produsele astea latinoamericane, americane, care sunt vândute, înțelegi? Și ce a intrat în organism, imediat începe un proces de chitosine, de sistemul imunitar o atacă și se inflamează organismul și începi să suferi și începi să te îmbolnăvești și îți provoacă boli autoimune, cum ar fi și diabetul numărul 1. Unul zice, de unde am eu diabetul numărul 1? Se vede că și mama a avut, păi și maică-ta au mâncat cartofi și maică-ta au mâncat roșii. Înțelegi? Deci ăsta e cheia principală de unde pornesc bolile autoimune. Lectina. E clar că o lecție mai științifică, de obicei o postez pe Facebook, pe pagina mea, și acolo explic mai bine. Dacă crezi că ai nevoie să te vindeci de ceva, mă poți întreba, dar problema este că eu nu sunt gratis, văzând că lucrurile astea le studiez. Uite aici, eu am felin. Înțelegi? Și mănânc în fiecare zi câte o frunză, cam așa. O iau și o mănânc. Nu e spălată, dar o mănânc. Nu? Și deci, cum se mănâncă roșiile? Pentru că roșiile, când au fost aduse de către Columb, roșiile, cartofii, voi știți că nu se mâncau. Erau otrăvitoare. Pentru că organismul nostru nu este obișnuit cu așa ceva. Nu face parte din dieta noastră milenară. Înțelegi? Și atunci, italienii au descoperit cum se mănâncă. Napolitanii. De aia la ei se cheamă pomodoro, pomul de aur, nu? Deci, tu ca să mănânci roșiile, trebuie mai întâi de toate să depărtezi pielița aia, care conține 95% din lectină. Le opărești un pic, le bagi un pic în apă opărită, pac, pac, și ai scos. Roșia rămâne, oricum nu e fiartă. Ai îndepărtat pielea, după care trebuie să îndepărtezi și semințele. Dacă tot ai gust să mănânci roșii, trebuie să le mănânci fără piele și fără semințe. Dacă nu, dacă tu ai boli cum ar fi artrită reumatoidă autoimună, osteoporoză, toate bolile inflamatorii care tu le ai, te vindeci fără să cheltuiești un ban, eliminând din dieta ta cartoful, alunele ale de copac, dar ale americane, nu? Cauji, cum caulul se cheamă, nu? Alea așa un pic înduite. Deci așa, înduite un pic, cam așa arată, nu? Roșiile. Nu? Îmi zice unul, mă simt rău, zic, ce ai mâncat azi dimineață? Și eu scriam prin telefon nu se vede, scriam pe o hârtie. Roșii. Și el îmi zice, am mâncat roșii. Nu sunt ghicitor. Dar înțeleg anumite procese. Nu vă convine să mâncați roșiile așa, ia, taie și mănâncă. Trebuie să... Celinul meu. Trebuie să îndepărtați pielița. Cartoful se mănâncă crud, dacă vrei să fie de leac. Cartoful, da, este de leac. Ce face lectina asta? Lectina asta practic e o travă cu care plantele se apără împotriva paraziților care ar putea să le mănânce, nu înțelegi? Și te gândești că o travă aia o mâncăm noi. Deci, căutați să eliminați toate alimentele cu lectină și cerealele, glutenul, din alimentația voastră. La mulți dintre voi vă place să mâncați macaroane. Da, dar tu știi cum se mănâncă macaroanele, corect?
Ok, le-ai fiert. Vabbè, o să fac o lecție mai pe larg despre asta. Le-ai fiert și după ce le-ai fiert, s-au răcit, le-ai băgat în frigider 12 ore. Atunci se întâmplă că proteina aia lungă, înțelegi, care procesul de fierbere e o reacție chimică la urmă, se sparge și organismul reușește să o primească mai ușor. Eu vă zic, pare o absurditate. Nu cu pilule vă vindecați voi, cu plante și cu ce bagi în gură. De acolo pleacă tot. Ia să iau și o frunză de salvie. Bună, bună. Aha, se mănâncă. Un pic de pelin, un pic de salvie. Nu mult, nu trebuie să abuzezi. A, pelinul e amar, și ce dacă e amar? Pentru cel sărac toate amărăciunile sunt dulci. Bun, deci lecția de bază era asta. Cum se mănâncă roșiile? Îndepărtezi pielița și semințele. Atunci poți să le mănânci. Sucul de roșii, una alta. Da, conține licopen, care e foarte bun, antioxidant, poate să fie și anticancer. Dar între timp conține și lectina asta, care nu-ți convine să o bagi în tine. Bun, astea fiind zise, mă duc și eu la treabă să dau apă la plante. Viață bună tuturor!